Mulțumim lui Dumnezeu că în harul său a rânduit această zi și mulțumim pentru că în această zi suntem la închinare, suntem în casa Domnului. Știu că e o surpriză, știu că e o situație atipică ca eu să fiu aici în fața dumneavoastră și fratele Mihai să stea pe scaun. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea. Și ce este important este ca noi să fim în voia Domnului. Voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră, voia lui Dumnezeu să se facă în biserica Lui. Și dacă este voia lui Dumnezeu ca eu să fiu în fața dumneavoastră după masa aceasta, n-avem decât să spunem slăvit să fie Domnul. Suntem într-o zi, spunem noi, ziua Domnului, o zi mai importantă decât celelalte din săptămână, prin faptul că Biserica lui Hristos, Biserica Răscumpărată, se adună la închinare în această zi și mai mult decât atâta, suntem într-o duminică în care comemorăm moartea Domnului Iisus Hristos, într-o duminică în care suntem la cina Domnului, la poate cea mai mare sărbătoare pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o pentru biserica sa. Și așa cum bine știm, ne-a spus Pavel când a dat instrucțiunile cu privire la cina Domnului în 1 Corinteni, ce este specific pentru astfel de momente este cercetarea. Spune Pavel acolo în 1 Corinteni, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Și noi ne cercetăm și nu doar în duminica când luăm cina, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Ne cercetăm și ne analizăm, poate zilnic, dar ce este trist este că uneori cercetarea noastră este falsă, ca să spun așa. Adică găsim tot felul de motive ca să ne scuzăm pentru eșecurile noastre, pentru falimentele noastre, pentru neascultările noastre și găsim noi țapii spășitori și dăm vina ba pe una, ba pe alta, ba ispita a fost prea mare, ba soția m-a enervat prea tare, ba diferite motive. Trebuie să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca cercetarea noastră să fie reală și pentru ca cercetarea noastră să ducă la rezultatele pe care le dorește Dumnezeu în urma acestei cercetări. Atâta timp cât te minți pe tine însuți, spunând că tu n-ai fost vinovat, că a fost vinovat altul. Tu ai făcut asta pentru că ai fost nervos. Atâta timp cât te minți pe tine, atâta timp cât îți anesteziezi conștiința, atâta timp, așa cum spune David în Psalmul 32, mâna lui Dumnezeu apasă asupra ta, pentru că păcatul este pe tine. Apostolul Ioan ne spune că dacă zicem că n-avem păcat, mințim. Dar în același timp spune Apostolul că dacă ne mărturisim păcatul, Dumnezeu este bun și drept ca să ierte vina păcatului nostru. De aceea, cercetarea este foarte, foarte importantă. Este importantă și este important ca această cercetare pe care ne-o facem să fie făcută după voia lui Dumnezeu și în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum dimineață fratele Levi ne spunea că binele este unul, manifestările lui sunt de mai multe feluri, tot așa și cercetarea trebuie să fie făcută în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să cunoaștem adevărul, spune Domnul Iisus Hristos, și adevărul vă va face slobozi. Sigur că cercetarea aceasta, nu știu dacă, ar trebui să ne punem întrebarea dacă este nevoie de o cercetare în momentele imediat
premergătoare cinei Domnului, cum suntem noi acum. Nu cred că e nevoie de un astfel de timp. Imediat înaintea cinei Domnului, 5 minute înainte de a lua pâinea și vinul. Cercetarea aceasta nu cred că și-are rostul în sensul că dacă este singulară și dacă este doar atât, 5 minute înainte de a lua cina sau în momentul când ai luat pâinea, închizi ochii și atunci te cercetezi. Eu cred că cercetarea aceasta trebuie să fie înainte de cină și trăirea noastră, toată viața noastră trebuie să fie în această cercetare, ca să spun așa. Noi trebuie să trăim ca și cum în fiecare zi, a doua zi sau în fiecare zi am luat cina. Adică trebuie să trăim așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăim în ascultare de Dumnezeu, trebuie să trăim în sfințenie, pentru că noi credem și zicem că în felul acesta ar trebui să ne apropiem de masa Domnului. Există acest timp, versetele acestea se ocupă de un timp înainte ca ucenicii să stea cu Domnul la masă. Există acest timp înainte de a sta cu Domnul la masă. Și în primul rând, o să vedem în continuare trei aspecte ale acestei cercetări. Dar vreau să vă spun că trebuie să ne uităm de unde veneau ucenicii. Când Domnul Iisus Hristos îi întreabă, când intră în vorbă cu ei, dimineața Iisus stătea pe țăr, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ucenicii o noapte întreagă fuseseră pe mare și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-au prins nimic. Munciseră oamenii aceștia. Toată noaptea aruncase năvodul mare, toată noaptea se străduise să prindă ceva și n-au reușit. N-au reușit să prindă nimic. Veneau deci după o noapte istovitoare, după o muncă istovitoare, după un stres și Domnul Iisus îi așteaptă pe țăr. Venind la noi, venim și noi poate tot după o astfel de noapte, după o astfel de muncă. Venim după o lună, după o săptămână, după câteva zile de trudă, de zbucium, de eșecuri. Venim și Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El, stă pe țăr și ne invită la masă. Pune copii, veniți de mâncați. După masa aceasta vom sta la masă cu Domnul. Și este harul și binecuvântarea lui Dumnezeu că suntem în prezența Lui. Cercetarea aceasta, timpul acesta de cercetare de dinainte de cină, așa cum am spus, nu trebuie neapărat să fie momentele acestea, ci zile, săptămâni sau tot timpul de când a trecut ultima cină și până la actuala cină. Timpul acesta de cercetare, am zis eu, luând din textul acesta, trebuie să aibă trei aspecte. Și unul dintre aspectele acestea este că timpul acesta trebuie să fie un timp al analizei. Trebuie să ne analizăm. Cercetarea și analiza poate sunt sinonime. Trebuie să ne analizăm viața. Trebuie să vedem cum trăim. Trebuie să ne cercetăm, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, pe voi înșivă, încercați-vă, dacă sunteți în credință, pe voi înși vă să vă încercați, să vă cercetați, să vedeți cum stați cu viața de credință. Trebuie să ne analizăm, dar așa cum am spus, analiza aceasta poate de multe ori să dea greș, poate de multe ori să fie falsă. Pentru că avem intenția aceasta sau înclinația aceasta de a ne analiza în comparație cu standardele lumii sau cu alți oameni. Și nu ne analizăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. M-am uitat în Scriptură și am găsit un om care foarte mult timp s-a analizat pe sine însuși și s-a găsit tot nevinovat, tot nevinovat. Dacă citiți cartea lui Iov,
O să vedeți că începând cu capitolul 3, Iov se tot dezvinovețește înaintea prietenilor săi și înaintea lui Dumnezeu, că el a fost un om deosebit, că a fost un om moral, că a fost un om bun și așa mai departe. Pentru că Iov se uita la cei din jurul lui, se uita la standardele lui și uitându-se în felul acesta, se vedea un om deosebit. În capitolul 29 din Iov, uitați-vă, vreau să vă citesc un verset mai dinainte. Din capitolul 6. Iov spune așa în versetul 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, referindu-se la Dumnezeu, că niciodată n-am călcat poruncile Domnului, zice Iov. Niciodată n-am călcat poruncile Domnului. Acum uitați ce spune același om în capitolul 29, zice versetul 7. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpeteniilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Versetul 25. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați, zice Iov despre sine. Și capitolul 30, versetul 1, și acum, zice Iov, am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmii mele. Omul acesta zice, niciodată n-am călcat poruncile Domnului. Cât eram de grozav, mă simțeam ca un împărat în mijlocul lor. Și acum când Dumnezeu mă pune la încercare, acum când boala a venit peste mine, acum zice, râd ăia de mine pe care pe părinții lor nu-i socoteam vrednici nici să fie câinii turmei mele. Omul care n-a călcat niciodată porunca lui Dumnezeu. Uitându-ne la cei din jur, uitându-ne la standardele lumii, s-ar putea să ne vedem ca Iov. N-a încălcat porunca lui Dumnezeu niciodată. Suntem pocăiți, că nu există nimeni mai pocăit decât noi. Dar în momentul când ne uităm la poruncile lui Dumnezeu, la standardele lui Dumnezeu, vedem că de fapt, așa cum am auzit dimineață, nimeni, nici unul măcar, nu este bun. Nici un om, nici unul măcar, spune Scriptura, nu caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut milă de noi, și harul lui ne păstrează pe calea pocăinței și harul lui ne păstrează în dragostea lui. De ce au falimentat ucenicii? Spune cuvântul lui Dumnezeu, Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine. Au sărit ceilalți care erau acolo. Aduceți-vă aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici, îi găsește doi câte doi frați, Petru și Andrei, Iacov și Ioan, fiecare pescare acolo cu tatăl lor, cu mrejele și așa mai departe, îi cheamă Domnul și zice, haideți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că îndată ei au lăsat totul, n-au întrebat ce și cum, îndată au lăsat totul și au mers după Iisus. De-a lungul celor 3 ani și jumătate cât au umblat cu Domnul Iisus Hristos, Domnul i-a învățat și le-a spus și i-a școlit pentru ce i-a chemat. Pentru ce le-a dat această misiune, să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și oamenii aceștia, contextul este după învierea Domnului Hristos și știți ce s-a întâmplat cu ucenicii. Când au venit femeile și au spus că a înviat Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu că n-au crezut,
Toma n-a crezut chiar până când a pus degetul. În contextul acesta, ucenicii aceștia care au umblat atâta timp cu Domnul Hristos au uitat că ei au fost chemați să fie pescari de oameni. Și s-au întors la mrejele lor. S-au întors să prindă pește. Și spune cuvântul, n-au prins nimic. O noapte întreagă n-au prins nimic. Oare noi cum suntem? La ce ne-a chemat Dumnezeu și ce facem noi? Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie, Dumnezeu ne cheamă la apropiere de Domnul Hristos, la asemănare cu Domnul Hristos, Dumnezeu ne cheamă la o viață sfântă, Dumnezeu ne cheamă la o trăire după cuvântul Său. Și oare de câte ori falimentăm? De câte ori nu trăim așa cum Dumnezeu ne spune să o facem? Dar ce este și mai grav, de câte ori o facem cu bună știință și intenționat? Ispita vine în multe feluri. Uneori cădem, clacăm, fără să ne dăm seama. Dar de multe ori o facem intenționat, știind că Dumnezeu spune fă și noi nu facem. Știind că Dumnezeu spune nu face și noi o facem. Oamenii aceștia s-au întors la vechile lor obiceiuri, la vechea meserie și n-au prins nimic. Dumnezeu ne spune, Domnul Iisus prin Apostolul Pavel, în Efeseni, în capitolul 4, că noi suntem chemați să fim niște oameni noi, să fim oameni care ne asemănăm cu Domnul Hristos. Omul cel vechi s-a dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Apoi, timpul acesta de cercetare trebuie să fie un timp al recunoașterii. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. Acum noi ne analizăm, ne cercetăm, dar rezultatul acestei analize și a acestei cercetări îl putem pune într-un colț fără să ne gândim să reacționăm sau să acționăm în conformitate cu rezultatul acestei analize. Adică putem să ne analizăm și să nu facem nimic. Aici Domnul Iisus îi întreabă, copii, aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva toată noaptea? Ați realizat ceva? Și oamenii aceștia recunosc, nu. N-am prins nimic. Nu avem nimic. Oare nu știa Domnul Iisus Hristos că ucenicii toată noaptea n-au prins nimic? Sigur că știa. Oare nu știa Dumnezeu că Adam a mâncat din pom și că este gol și se ascunde? Și totuși îl întreabă, unde ești, Adame? Oare nu-l știa Dumnezeu pe Ilie că după o acțiune fantastică, după ce a omorât pe toți prorocii lui Baal, fugea din fața unei femei și se ascundea într-o peșteră și totuși îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie răspunde, Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine. Bine, Ilie, ai fost, dar acum? Acum cum ești? De ce întrebările acestea pe care le pune Dumnezeu? Copii, ați prins ceva? Nu. Adame, unde ești? Ilie, ce faci? Dumnezeu știe, ne cunoaște viața, dar vrea să ne știm și noi. Vrea și noi să ne cercetăm și să recunoaștem rezultatul cercetării. Nu doar să ne cercetăm de dragul de a ne analiza viața, ci să recunoaștem că suntem goi, să recunoaștem că ne ascundem, să recunoaștem că suntem greșiți și păcătoși. Acesta este scopul cercetării. Aici vrea Dumnezeu să ne aducă analizându-ne viața. Să recunoaștem toate acestea și să recunoaștem că dacă n-ar fi harul, dragostea și mântuirea și jertfa Domnului Hristos, am fi niște nenorociți.
Un al treilea aspect al acestei cercetări în seara aceasta este așa numit un timp al acțiunii. Domnul Iisus, după ce ei recunosc că n-au prins nimic, le spune în versetul 6, el le-a zis, aruncați mreaja în partea dreapta corăbiei și veți găsi. Au aruncat mreaja și au prins. Au avut o recoltă bogată. Ne-am analizat, am recunoscut rezultatul acestei analize, dar trebuie acțiune. Acum, așa cum am învățat, Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Și unii spun ori. Ori eu îmi sfințesc viața, ori Dumnezeu îmi sfințește viața. Și lucrurile nu stau așa. Lucrurile nu stau așa. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Petru, spune că Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ca să putem trăi o viață sfântă. Dumnezeu a făcut totul. Dar în același timp, spune, de aceea, spune Petru mai departe, dați-vă și voi toate silințele. Și urmează multe acțiuni pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la acțiune, dar, vedeți, acțiunea pe care au făcut-o ucenicii a fost inițiată de Petru. Petru a zis, mă duc să prind pește. Au mers și ceilalți cu el și rezultatul a fost nul, zero. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem capodopera lui Dumnezeu și am fost rânduiți să umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Aici este diferența. Acțiunile inițiate de noi, de gândurile noastre, de înțelepciunea noastră, duc la eșec. Umblarea în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Au aruncat-o deci, fără niciun comentariu. Acțiunile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi, faptele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi, dacă noi umblăm în ele, duc la recoltă bogată. Duc la binecuvântare. Aceasta este ascultarea de Dumnezeu. De ce n-au comentat ucenicii ce au aruncat mreaja fără să comenteze? Credința și experiențele trecute cu Dumnezeu sunt lucruri care ne fac să ascultăm de porunca lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 5, avem o acțiune similară. Acolo tot așa n-au prins nimic și Domnul Iisus le spune să arunce mreaja și Petru spune, Doamne, dar noi ne-am chinuit mult timp, dar la porunca ta o să o aruncăm. Și aruncă și au recoltă bogată și acolo. Ei, acum, vedeți, Petru nu mai spune, Doamne, dar toată noaptea ne-am chinuit. Nu mai spune lucrul acesta. Cuvântul spune, au aruncat-o deci. Pentru că și-au amintit, știau cine este Domnul Iisus Hristos, credința în El și credința în experiențele pe care le-au avut cu Domnul Iisus Hristos. Și-au adus aminte de acest episod din umblarea lor cu Domnul Iisus Hristos. Au aruncat-o deci și ascultarea de poruncile Domnului Iisus Hristos duce la binecuvântare și duce la succes. De ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, spune Dumnezeu că eu veghez să împlinesc cuvântul meu. Dumnezeu veghează, Dumnezeu însuși veghează ca cuvântul lui să se împlinească până la ultima virgulă. Deci, timpul acesta de cercetare, de dinainte de cină, și încă o dată o spun, nu neapărat 5 minute înainte de cină, ci viața noastră, pe parcursul ei, trebuie să fie să fie
condus, ca să spun așa. Timpul acesta trebuie să ne cercetăm în felul acesta. Trebuie să ne analizăm viața, să vedem cum stăm. Trebuie să recunoaștem rezultatele analizei pe care ne-am făcut-o și în funcție de rezultatele acestea, noi trebuie să trecem la acțiune. Acțiunea aceasta însă nu trebuie făcută prin puterile noastre, nu trebuie făcută după capul nostru, acțiunile și faptele noastre trebuie să fie călăuzite de Duhul Sfânt, trebuie să fie cele pregătite de Dumnezeu pentru noi. În seara aceasta, mesajul meu a fost acesta înainte de cină. Trebuie să fie acest timp de cercetare și Dumnezeu să facă ca întreaga noastră viață să fie un timp de cercetare, un timp în care să recunoaștem că greșim înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp să știm și să fim încredințați că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, este Mijlocitorul nostru și stând în ascultare de El și umblând în faptele pe care El le-a pregătit pentru noi, ne vom întâlni cu El odată în veșnicii. Amin.